Dragii mei, eu să vă răspund foarte pe scurt, am rugămintea cel care poate să, dacă poți, întrebarea la care eu răspund, să o ștergi, ca să pot să cât de cât. Acum răspund repede la două între întrebări care le-am văzut aici și poate voi le căutați și le ștergeți. Cineva întreba aici dacă e păcat să dai de motocicletă și să ai motor, nu-i păcat. Luați-vă motoare. Nu-i păcat, nu-i că e păcat, am poze că e păcat. Mă, nu, mare atenție, că pe două ori o să moare repede. Așa că cu mare atenție și cineva m-a mai întrebat dacă e păcat să conduci fără permis. Foarte mare păcat, oprește-te că e jale. Mare, mare, mare păcat din toate punctele de vedere. Uh, și doi la mână, eu cred că atunci când un copil de Dumnezeu e prins într-o astfel de ilegalitate și altele asemănătoare cu astea, aduce dezonoare și la adresa lui Dumnezeu. Adică omul chiar trebuie să fie, să fie așa cum trebuie, într-un echilibru foarte bun. Am răspuns deja la câteva întrebări. Aici întreabă cineva cine e fata aia cu batic negru. Îi întrebați de Naomi, vedeți că e măritată. Eram într-o biserică în Spania și apare la un moment dat o întrebare. Ramona, când ne căsătorim? <laughs> da, bun. Acum începem cu lucruri foarte, foarte și le luăm într-un mod cât se poate de serios. Ascultați-mă. Veți avea parte de răspunsurile mele uneori. Știu că oamenii vor să aibă detaliile alea. Dar vă sunteți copii deștept și uh, luați printre detalii, da? Uh, și cred că răspunsul meu și răspunsurile mele vor fi evidente, chiar dacă nu voi, nu voi intra în nu știu ce detalii. Cineva întreabă în felul următor. Mă conectez cu cerul, dar îmi pun farduri pe față. Gene false, remer și fond de ten și tot aici se mai punea o întrebare undeva uh, dacă e păcat să-ți faci unghiile. La toată povestea asta eu răspund în felul următor. Nu e păcat să te îngrijești. Mare atenție la extravaganță. Și întotdeauna ieșit un relief într-un anume mod, într-un anume fel, care de fapt te scoate din zona normalului, nu te pune într-o postură bună. Și aici puteți să vă faceți o socoteală foarte, foarte clară. Pentru că anumite chestii de genul ăsta sunt doar ca oamenii să iasă în relief. De multe ori în fața oglinzii pierzi câte o oră dintr-un singur motiv, să ieși în relief în sensul ăsta la alt bun, nu neapărat, în sensul ăsta la alt, nu tocmai foarte bun. Bă, mă, te îngriji, că mă, ce înseamnă să-ți faci unghiile, că și eu mi le tai. Bine, ce înseamnă să-ți faci unghiile. e foarte important să înțelegeți că echilibru e sfânt. Echilibru e sfânt. Și aici toată lumea, unii vor să afle, da, nu-i păcat, frate, n-ai treabă, du-te înainte, nu-i chiar așa. Alții vor să audă, frate, te Domnul să... Nu, ascultați-mă, o extremă nu e bună. În schimb, echilibrul sfânt. A lua lucrurile într-un mod echilibrat. Nu săriți în extreme. Și să te îngrijești e bine, numai nu săriți în extreme, că e foarte, foarte periculos. Ce credeți că vă ajutați să vă mențineți și să vă întăriți credința? Acum, viața de permanență cu Dumnezeu, atenție, trăiți în permanență. Trăirea cu Dumnezeu trebuie să aibă permanență. Eu cred că asta e punctul foarte care îl ajută pe un om. Și cel care îl descalifică și îl încurcă sunt sincopele. As cu Dumnezeu, mâine cu lumea. As cu Dumnezeu, mâine cu lumea. Ceea ce te ajută să te menții e permanența. Rămâi în biserică. Ai timpul tău de rugăciune. Ai timpul tău de părtășie cu Domnul. Ai timpul tău de, de, de citirea Bibliei. Ei, când începi să ai sincope, deja s-ar nu s-ar prea putea. 100% slăbești în credință. Pe mine asta m-a ajutat. E adevărat, am crescut într-o familie binecuvântată de Domnul, cu oameni care m-au îndrumat înspre Dumnezeu și mi-au spus de siori, tu n-ai voie asta niciodată. Și a trebuit să mențin acea interdicție permanent. O mențin și în zi de astăzi, îi învăț pe copiii mei. N-am mers niciodată în latura aia să le spun, bă, bă, ok, dar odată vreau să o încerc și eu. După aia revin înapoi la forma inițială. Nu, rămâi permanent în voia lui Dumnezeu. Eu nu știu până la vârsta asta ce gustare niciun fel de alcool. Și mă oprește poliția rutieră și mai domnul mă mai vede așa, de să mai când mai vin sâmbătă noaptea de la câte o evanghelizare. Acum har domnului că l-am pe bunul meu prieten Petre. Dar mai conduc câte 5-6 ore. Păi să mă mai prinde așa pe la Arad, pe la vreo 3 dimineața, buimăcit de somn, <laughs> mă oprește poliția rutieră. De unde veniți? Bună dimineața, bună dimineața! Și unii mai iau și așa la glumă. Stimate domn, cam de unde veniți? Și eu zic de la biserică. Așa ziceți toți. și <laughs> zic, de la biserică. Trebuie să facem o testare alcool desfacem, facem, dacă vreți. pentru că, iar eu n-am fost curios niciodată de chestia asta. Hai să vă cum îi să nu știu ce. Și atunci trăirea în permanență, în lucrurile bune, te ajută să rămâi echilibrat pe cale. Feriți-vă de sincope. Ajungeți în hotărâri bune. Rămâneți acolo zice că Daniel și cu prietenii lui au hotărât să nu se spurce. Nu fiți atenți. Hai să vă dau aici un exemplu. Bă, dacă au hotărât să nu se spurce, nu or valorifica niciun moment în care se puteau spurca. Imaginați-vă că Daniel a făcut școala caldeienilor. Caldeienii citeau în stele. Adică erau niște astrologi. Dacă îmi permite să mă duc un pic mai profund, vede ghicitori, că și-aia cam dau cu... Imaginați-vă faptul că Daniel, o fost unul dintre cei mai buni studenți. a trebuia să meargă la, la, cursuri și să dea examen. Cum să citește în steaua din colțul ăla? Și să trebuie în steaua din colțul ăla să citește așa. Bă, a fost bun. A fost înțelept. Toată lumea a zis, bă, Daniel e extraordinar. Cu toate astea, Daniel n-a fost tentat să-i zică la șadrag, bă, șadrag, vrei să mă uit în stele să văd cu cine te Nu a fost tentat. Daniel a rămas într-un echilibru frumos. Dacă el a hotărât să nu se spurge, pe o hotărât să nu se spurge. Punct. Una din lucrurile care îi prăbușește pe oameni în credință și nu îi mai menține la statura pe care Dumnezeu vrea, sunt sincopele astea. A sus, mâine jos. A sus, mâine jos. E periculos. Atingeți nivelul de sus și rămâneți acolo. Dumnezeu să vă ajute. Uh... Aici sunt care vor să mărite, să se însoare, să întreba Cum știi că relația ta este de la Domnul, dragii mei? Biblia spune clar și răspicat. În momentul în care îți alegi un partener și aici mai răspund la o întrebare care zice că ce să fac dacă îmi place de un băiat din lume. Biblia spune clar, atunci când te căsătorești, să te căsătorești în Domnul. No, ce filozofie mai facem pe lângă asta? că știi că el, e, mai, când aud expresia asta mi se face rău, e mai bun ca un pocăi, du-te mă, du-te mă. Hai că vezi tu când la apucă pandaliile. O să vezi că măcar pocăi tu mai știe tatăl nostru. Mai știe cum să a ta o cu mai acasă. Mai are niște origini unde să vină. ești când la apucă pe ăla. O să vezi tu cât e de bun, mai bun ca un pocăit. Să nu folosiți asta. Nu o folosiți asta. Eu dacă trebuie să aleg dintre cel mai rău pocăit și între cel mai bun om din lume îl aleg pe cel mai rău pocăit. Ascultați-mă. Nu există varianta, pentru că, totuși, rădăcinile de acolo, niște lucruri puse în esență, alea, totuși lucrează acolo. Așa că, preteniile cu cei de afară, în contextul unei relații de genul ăsta, e nocivă, nu periculoasă. Eu nu spun să nu avem relații frumoase, ascultați-mă. E chiar important și e de dorit ca pocăiții să fie sociabili, să aibă relații frumoase, să fie o întinsă, să vorbească frumos, să, să trăiască frumos. Eu, eu, am avut în clasa, din clasa 9 până în clasa 12, am avut uh, o clasă plină de Plină. Foarte mulți fotbaliști, aduși de pe la Poli Timișoara, de pe la CFR Cluj, aduși la Jiu Petroșani, îi țineau un pic, îi vindea mai departe, dar perioada asta de liceu i-am avut mulți dintre ei. Fotbaliști foarte buni, astăzi sunt jucători renumiți și la echipe destul de mari. Ei, copiii băieții au știut că eu mă duc cu ei la amiază când plecăm de la școală să mâncăm la un restaurant. Da, nu e problemă. am povesteam, discutam multe chestii de școală, de viață, ei știau că eu sunt pocăit, dar niciodată nu își permiteau nici măcar să mă sune seara să ies cu ei. Că ieșitul lor seara nu mai era doar hai să mâncăm un hamburger în pauza mare. Era cu total altceva. Și știau, bă, ne și bea de treabă, e cu noi, povestim, râdem, glumim, dar totul cu limită și până într-un punct. Seara n-aveau rost să mă suni, că eram ba la biserică, ba plecat, bala la evanghelizare, ba la fanfară, ba la cor, ba la din astea. Ei, e bine și frumos să ai relații frumoase cu colegii, cu prietenii, cu vecinii, cu colectivul în care te învârți. Dacă când vorbim deja de relații, de prietenie în vederea unei căsătorii, sau de relațiile astea apropiate între băiat și fată, e foarte periculos. Când oamenii nu gândesc la fel, la un moment dat se complică multe. Așadar, feriți-vă de asta. Și ca să știi că relația ta e de la Domnul, în primul rând trebuie să știi că trebuie să fie în Domnul. În al doilea rând, vă dau așa un detaliu, rugați-L pe Dumnezeu să vă certifice în inimă. Când există o mică agățătoare în inimă, e bai. Omul trebuie să fie liber în inimă. Pe de altă parte, căsătorie și o asumare. Și tu ce să-ți asumi când de fapt tu ai acolo așa o agățătoare care spune că ceva nu e ok. Nu treceți peste aia, cât mulți au trecut și după aia le-au părut rău. Și vin după aia, știam eu, păi dacă știai de ce te-ai băgat. Dar știam eu că am simțit-o, păi dacă ai simțit de ce te-ai băgat. Ca să înțelegi că e de la Domnul, unul, trebuie să fie în Domnul și acolo viața trebuie să fie în Domnul cu toate tot ce implică ea, da, să arate a Dumnezeu viața acelei persoane și doi la mână, trebuie să fii liber și deschis în inimă. Acolo Dumnezeu vorbește foarte bine. no, auziți aici. Vorbesc cu anumite fete, bă, care ești ăsta, să fii la final la mine. Vorbesc cu anumite fete și le dau tot felul de semne cum că mi-ar plăcea de ele, dar de fapt nu-mi place. Și vorbesc doar așa și apoi ele mă plac, ce să fac, mă, Brad Pitt, ce fi tu? <laughs> frumosul din pădurea Dormită. Ascultați-mă bine. Ăla care ești așa și cei care mai sunteți în poziția asta, țineți bine minte. Biblia rămâne în picioare. Nu poate nimeni contrazice. Cum faci, ți se va face. Ține-te bine. Eu am văzut vitej din ăștia ca tine. care e fi pe aici? Acum, toți curioși: care, ăla, ăla? Și l-am văzut după aia, când sunt îndrăgostit de o fată și ai o dată, așa, viteză. Să vezi. Nu mai pot. Am slăbit, mă duc să-mi bag ceva perfuzi. Beuri. beau vitamine, să revin. Nu vă jucați. Ascultați-mă. Aspectul ăsta e unul din aspectele importante. Întotdeauna când tu îți bagi joc de cineva, dărmând și dezechilibrând sentimentele cuiva, să nu cumva să credeți că Dumnezeu stă așa și zice, a, o joacă de copii. Nu, că nu-i chiar joacă de copii. Tu știi ce faci. Nu trezi sentimentele în cineva Acum vorbim de cineva care sunteți la o vârstă în care vă puteți căsători unde puștean din ăștia, că e la 14 ani cam prietenă, se face rău. Eu vorbesc de oameni care chiar, chiar puteți, sunteți în practic căsătorie. Nu vă jucați cu sentimentele nimănui. Pentru că ăsta e un grav păcat. Ți vi se va întoarce și un bumerang care când lovește, ascultați-mă, voi să nu cumva să credeți că voi veți putea să vă clădiți fericirea voastră pe tristețea altora. Niciodată. Niciodată. Așadar, mare, mare atenție. Bun. Mai departe. Cum trebuie să mă rog ca să primesc Duhul Sfânt? Care sunt condițiile pentru a-L primi? Ce trebuie să fac? Să vină la mine, Duhul Sfânt, cred că te referi. De foarte simplu, două aspecte foarte, trei aspecte foarte clare. Trăirea în permanență, în voia lui Dumnezeu, da? să iubești părtășia, că dacă nu iubești părtășia, unde este boteze Domnul? Că unde mai vin, că știi că eu un somn, că eu știu, că eu aștept ca să vină un înger acasă. Nu, nu, nu. Uitați-vă în fapte 2. Asta e forma normală de a se primi Duhul Sfânt. Da? Iubește părtășia. Când omul nu vine la biserică, eu mai văd pe câte unul, ne facem ser de stăruință. Eu îl văd pe câte unul că nu vine tătanul, hop, sob la stăruință, pe primul rând. Ce faci, prietene? Am venit să... Du-te, mă! de treabă! Păi, veni... păi tu nu ai iubit părtășia, tu nu ai iubit biserica, tu nu ai iubit frații, tu nu ai iubit surorile, tu nu ai iubit aici colectivul nostru și dintr-o dată străbă și este serios, trebuie să iubiți părtășia. E un aspect foarte important. Iubiți părtășia. Iubiți biserica slujbele alea cele mai slabe, zicem noi, care nu zicem bine. Că, nu -i cel, că dacă tu vii cu inima curată și sinceră, vă spuneam mai devreme, prin cel mai slab predicator sau frate care îi dăm Dumnezeu îți poate vorbi. Fii la slujbele alea. Fii tu la care ocup scaunul ăla și stai acolo și te rogi. Ăsta e unul din factorii importanți. Dumnezeu vede ce, în ce fel de om pune Duhul Sfânt. Și trei, nu vă demoralizați dacă nu primiți din prima. Stăruința face parte din principiul biblic. Mergeți înainte. Aveam un prieten care a stăruit 10, 5, 7, 10 Nu mai pot, mă tașc acum mai bine. Că nu mai pot. Așa că mergeți înainte, nu vă opriți Permanența, da? Uh. Cum să mă întorc la Domnul, zice aici o întrebare. Și întrebarea, răspunsul la întrebarea asta e foarte... Acum, prin tot ce am zis aici, cred că dacă puteți, veți lua, veți găsi răspunsul. Acum am un răspuns așa simplu ca totul să dau răspuns din toată inima. Așa se întorci, din toată inima, nu cu jumătăți. Nu ascultați. Ce trebuie să-i spun cuiva care nu realizează? Asta e foarte întreba, bună întrebarea asta. Felicitări la cine a adresat-o. Ce trebuie să-i spun cuiva care nu realizează că slujirea pe care o facem în biserică este importantă și trebuie tratată cu seriozitate? Ascultați-mă bine, notați, să-i spuneți să se oprească noi am greșit. I am avut o întâlnire cu echipa de la laudă și închinare de la mine joi seara. Frate Alinda, nu te-am văzut așa niciodată. Uite, mă vedeți acum. Le-am zis, până mâine vă reafirmați dorința de a sluji din toată inima. Altfel, toți în bancă. Nu mă interesează nu poți să slujești așa, bă, cum dezinteres, bă, trebuie să tragă alții de tine, trebuie să roage alții de tine, că tu de fapt o faci sau cu viață dublă. Ascultați-mă, știți ce să-i spuneți unui om care nu pune cu greutate în viața lui slujirea, să oprească, că e o sândă. E grav, e foarte grav, ascultați-mă, e foarte grav. Și în momentul în care cineva slujește, fără să pună greutatea aferentă, fără să înțeleagă că e un lucru sfânt slujirea, ori de câte ori ies în față, mă gândesc, chiar dacă sunt un fel mai deschis așa între voi cu tineri, nu să așa tot timpul, așa că bucurați-vă de asta în astăzi, mă gândesc, bă, Dumnezeu e cel care privește. Dumnezeu îmi contabilizează gândurile, contabilizează vorba, Dumnezeu îmi contabilizează ceea ce spun, direcția care o dau. Nu vă jucați. În felul ăsta poți să aduni binecuvântare sau supărarea lui Dumnezeu. Așa că dacă cineva nu face o slujire cu băgare de seamă, hai să vin și la termen biblic ca să nu mă judece nimeni că nu dau scriptural, dacă nu face cineva cu băgare de seamă, Biblia spune vai. Nu, dacă Biblia zice vai, eu nu pot să zic altceva. Așa că spuneți-i să stea cu minte că s-ar putea să fie complicat. Consecințele de conectării la cer. Felicit și întrebarea asta. Prima consecință de deconectării la cer. Gravă. Omul își pierde busola morală. Când e ai deconectat de la cer, ți-ai pierdut busola morală tu nu mai vezi lucrurile cum Dumnezeu ar vrea ca să le vezi. Păi dacă te deconectezi de la sursă, nu? Aveți un laptop care nu merge numai la curent, nu ține bateria. Scoateți-l din priză. Mai faceți ceva cu laptopul ăla? Nu. Când tu te deconectezi de la cer, îți pierzi busola morală. Când ți-ai pierdut busola morală, faci prostie după prostie. Dezastru după dezastru. Distrugi viața ta și celor care urmează după tine. Am predicat aseară și vă spun un pic scurt ce înseamnă să-ți pierzi busola morală. O bucată de vreme David și-a pierdut busola morală. Din păcate. Pe vremea în care împărații mergeau la război, David, pentru că și-a pierdut busola morală, a rămas acasă. Și David cu busola morală, hai să vă arăt cum arată un om cu busola morală, și aici vă, pierdută, și aici vă puteți face socotelile, A început să fie curios de lucrurile de care n-ar fi trebuit să fie el curios. Cine este femeia aceasta? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, că deja e curiozități legale. Păi dacă tu te-ai pierdut busola morală, tu dacă nu mai vezi lucrurile cum Dumnezeu le vrea, tu dacă nu mai ai direcția bună, ce e cu întrebarea asta, David? Când te-ai deconectat de la Dumnezeu și de la sursă, tu nu mai ai orientare. Și țineți cont, oameni cu busola morală pierdută iau decizii. Oameni cu busola morală pierdută dau variante. Oameni cu busola morală pierdută îi îndrumă pe alții și mai apoi culeg prostiile lor în în alte situații, în anumite momente. Ăsta e dezastru de conectări de la cer și de la Dumnezeu. Ți-ai pierdut busola morală. Mai apoi începi să ai curiozități ilegale. În momentul în care în viață tu ești cu busola morală pierdută, deconectat de la cer și ai curiozități legale până înfăptuiești păcatul, e doar chestiune de timp, îl înfăptuiești 100%. 100%. Nu există să nu-l înfăptuiești dacă nu te-ai oprit în secunda 2. După ce, după ce ai, ai comis păcatul, că ești cu busola morală pierdută, că tu ești deconectat de la ce, știi ce trebuie să faci atunci, când vezi că deja ai curiozități ilegale, Să te duci repede să te conectezi la cer. Dar știi ce se întâmplă când e un om cu busola morală pierdută, deconectat de la cer și are curiozități legale? Începe să-i placă. Și atunci zice, bă, ce fain e să fii curios de aia și de aia și de aia și de aia. Și ce începe să te oprins și așa te înfășoară așa de lezne, te-o luat în brațe. După care, după ce ești cu busola morală, ai curiozități legale, în păcatul. După ce înfăptuiești păcatul, ar trebui să te prăbușești, să spui, bă, mă duc să mă conectez iară la Dumnezeu, uite ce am făcut. David nu. David a zis, dași o rezolvăm noi. Și David îl aduce pe Uria acasă. Ce busolă morală pierdută a avut David. Bă, David, du-te, cere-ți iertare, du-te, zici ce ai făcut, bă, du-te, roagă l pe Dumnezeu să te ierte. Da, de unde David a zis, dași cu o rezolv Ați văzut oameni care cred că ei pot să rezolve de unii singuri niște probleme? Ești cu la morală pierdută. Că poți să-și ascunde păcatele. Știi de ce cred asta? Că îți deconectați de la cer. Zice David, când revine din nou și se conectează, David zice David așa, tu ai iertat vina păcatului meu. Eu ți-am mărturisit ție păcatul. Păi de ce nu l-ai mărturisit din prima? Că erai deconectat de la cer și erai cu la morală pierdută. Și atunci ți, -ți s-a părut că tu rezolvi problema. L-a adus pe urie, nu a ieșit. Și s-a dus din nou în birou David și a zis, vai, ce fac. Știi ce trebuia să fac cu David atunci? Bă, nu mi-a ieșit, bă, bă, ce prostie fac. Stop! Stop, mă pocăiesc, gata, mă, mă, conectez din nou la Dumnezeu. Da, de unde? David a rămas tot deconectat în momentele alea, cu busola morală pierdută și a făcut al doilea păcat. O scris sentința la moartea lui Urie. Ce faci, David? Calci peste cadavre. Pentru că un om deconectat de la cercal, că peste cadavre. Hai să vă spun ceva. Eu, sunt un slujitor tânăr. O vă dau acum o nucleară. <laughs> și sunt foarte dezamăgit de unii care trebuia să-mi fie exemple. Nu mă interesează titlul care îl poartă, poziția care îl poartă, conectarea la cer mă interesează. În acțiunile unui om se vede, e conectat la cer sau nu e conectat la cer? Are călăuzire și direcție? Sau ia totul crămată? Nu contează! Călcăm peste orice să fie bine. Fals! Asta a făcut și David. Și mai apoi au început problemele, o trebuie să plătească cu patru prunj morți și așa mai departe, nu mai intrăm în detaliu. Ăsta e dezastru de conectări de la cer. Dumnezeu să vă păzească și să ne păzească pe toți. Cât mai luăm? O întrebare, că multe, dar una mai luăm și gata. Uh... Hai, următoarea care vine. Nu mai știu. Egal. Care vine, vine. Bun. Ascultați. A, cum pot ajuta o persoană tânără care vrea să se pocăiască, dar nu are puterea și e legată de cel rău, în mod direct? Conștientă de asta, dar nu poate înainta. Bun. E foarte bună întrebarea asta. Cum poți să o ajuți? Rămâi permanent lângă ea. Ăsta e un aspect important. Pentru că momentele cele mai grele e când cineva te lasă singur. Rămâi permanent lângă ea. arată în fiecare zi că există și o cale foarte frumoasă. Așa o poți ajuta. Nu o poți ajuta neapărat cu sfaturi să-i umpli capul și să-i spui, știi că tu nu faci bine, că tu așa, așa. Rămâi lângă ea și fii un exemplu. Un om conectat la cer, care într-o oarecare conjunctură e conectat, rămâne lângă cineva care e departe de asta, în limitele aferente, nu în prostii și în păcate și în ilegalități, da? într o să zicem, un colectiv ca la școală, în momentul la în care cel de lângă tine îți vede trăirea frumoasă. știi ce zice Biblia? Când vor vedea felul vostru de viețuire. Ei, rămâi lângă ea să-ți vadă felul tău de viețuire. Și felul tău de viețuire uh, va putea să o convingă pe acea persoană, și să-i arate Dumnezeu că se poate rupe orice fel de lanț. Mai era o întrebare, permiteți-mi scurt, și se vorbea aici de anturaje. ceva de genul zicea întrebarea că dacă eu totuși sunt conectat la cer, dar stau în anumite anturaje păcătoase și sunt slab, E bine să stau acolo, păi logică nu. Fugi tare cât de tare poți. Nu sta în anturaje. Și dacă ești tare, nu sta în anturaj păcătos. Că tare nu e la care zice că e tare. Așa că anturajele greșite nu sunt prielnice. Nu căuta anturajele alea, ba din potrivă de ele. Și de data asta vă rog să nu ratați aminul, așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin.